Așa cum s-a obișnuit în ultimii ani, năneștenii s-au întâlnit la începutul lunii septembrie pentru a valorifica tradițiile locului. Mai multe ore pe scena amplasată în centrul satului au evoluat artiști, nu doar locali, ci și din alte zone ale țării. Și în acest an, iată, ne-a ajutat Dumnezeu să ne adunăm oameni buni, oameni dragi, care unii dintre noi chiar încercăm să ducem mai departe tradițiile noastre și eu zic că reușim. Cred că cel mai bine ar fi să începem cu o sfântă rugăciune pe care Părintele Ioaneș o să o facă la început de eveniment. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa pe pământ, pâinea noastră cei toate zilele de nouă și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi tăgăților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului Sfântului Duh, acum pururea și în veci, amin. De la eveniment nu au lipsit nici oficialitățile locale și județene care au mărturisit că se bucură că localnicii încă păstrează tradițiile. Astăzi ne aflăm la 6-a ediție a întâlnirii cu fiii satului la Nănești. Ce poate fi mai frumos decât o zi pe an atunci când să ne reîntâlnim cu toții într-o zi de sărbătoare. Să lăsăm toate deoparte, toate problemele, greutățile și să petrecem o zi cu bucurie. În calitate de primar al comunei Bârsana, sunt onorat să fiu pe aceste timpuri, mai ales că astăzi este o ediție specială. Este vorba despre întâlnirea cu fiii satului în anul centenar, anul Marii Uniri. De aceea mă simt mândru că sunt primarul comunei Bârsana și cu siguranță noi cei care reprezentăm administrația publică locală încercăm să rezolvăm problemele pe care le cunoaștem. Dragi prieteni, întotdeauna omul este legat profund în viața lui de amintirile din copilărie. Și copilăria începe în satul în care te-ai născut. Și pentru orice om, locul nașterii echivalează cu centrul lumii. Pentru mine, centrul lumii începe în sat. Pentru că destinul meu este legat nemijlocit de sat. Am scris despre satul meu, am scris despre tradiții, mi-aduc aminte și câțiva sunteți pe aici martori, cât de făloși eram noi când urcam pe scena căminului cultural din sat, dar și pe scenele concursurilor județene cu trei formații. Noi, nănăștenii, copii, feciori și adulți. Dansatori ca noi nu erau nimeni și de aceea ne puteam permite să strigăm unde joacă nănăștenii, nu se bage lăturenii, corsărica și cocenii. Maramureșul este partea de țară unde se conservează încă și se păstrează cel mai mult tradiția și cultura. Una dintre culturi este cultura folclorului. Sigur, dacă am citit cărțile vechi, puțin doar am răsfoit o carte de-a lui Nicolae Sabău. Cât de frumos spunea el: m-am născut cântând, trăiesc cântând și în mormânt vreau să cânt. Așa este maramureșanul. A urmat apoi, preț de câteva ore, un spectacol de muzică populară susținut de zeci de artiști, grupuri de copii și ansambluri folclorice.
Mai multe de la sărbătoarea fiii satului la Nănești puteți vedea marți, începând cu ora 19, la emisiunea Manifest de la TV Sighet, realizată de Dana Berci.